Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Stăm de vorbă cu dr. David Goran, pastor al Bisericii Sfânta a Treime din Alba Iulia și încercăm să găsim răspuns la următoarea întrebare. Cum ar trebui să așteptăm revenirea finală a lui Hristos, cerul? În ce fel ar trebui un creștin să aștepte răscumpărarea finală? Ne referim doar la o răscumpărare a sufletului sau răscumpărarea finală implică mai mult decât sufletul uman? De multe ori în uh, tradițiile noastre eclesiale auzim despre răscumpărarea noastră ca vizând mai mult sufletul, în sensul în care uh, iertarea păcatelor are de-a face cu uh, salvarea noastră de uh, pediapsa veșnică, practic trupul nostru oricum în cele din urmă se degradează, percepem de multe ori cerul ca un fel de realitate ultimă, ceva să spun într-un mediu eteric, spiritual plutitor, am putea să spunem, așa cum unii se uită în cartea Apocalipsa și de multe ori punem puțin accent pe latura cealaltă a trupului a naturii pe care o vedem, a creației înconjurătoare. Ori Biblia clar că accentuează răscumpărarea noastră, făcând referire la iertarea păcatelor, la nașterea din nou, la restaurarea relației cu Dumnezeu, deci la mântuirea sufletului nostru. Dar, în același timp, nu scapă din vedere și cealaltă ratură care ține de natură, de creație. De întreaga fire, am spune, chiar de trupul uh, omenesc. Avem în, chiar în cadrul Vechiului Testament, uh, în legământul cu Noie, Dumnezeu este preocupat nu doar de Noie, ci și de toate necuvântătoarele care sunt acolo, și prin intermediul Corabiei, uh, Arca lui Noie, sunt salvate și ele. Uh, Pavel ne spune din nou în uh, Romani că toată firea uh, suspină așteaptă răscumpărarea. De asemenea, în cartea Apocalipsa observăm cum imaginea finală nu este a sufletelor noastre care evadează spre un cer spiritual, duhovnicesc, în care nu există nimic tangibil, ci observăm că acel nou Ierusalim coboară pe pământ și pământul și cerul sunt într-o îmbrățișare de nedesfăcut. Deci, cred că răscumpărarea finală include trupurile noastre, noi vom reînvia, omul va fi uh, readus uh, în existență, sigur vor fi un alt fel de trup, dar moartea sfâșie, uh, realizează acea rupere între Sufletul și trupul omului, ceea ce învierea uh, readuce împreună cu un trup glorificat. Deci, noi vom fi pe un pământ nou, pe un cer nou, în care nu exclud, uh, desigur, uh, creația restaurată așa cum a fost ea în perioada Edenului, precăderea omului în păcat, deci cred că răscumpărarea finală, scriptura afirmă asta, include și creația și trupul nostru, restaurarea naturii, chiar noua vegetației, a regnului animal. Ne uităm în Evanghelii, Hristos în minunile pe care le face, vizează nu doar sufletul omului, iertarea omului, ci uh, eradichează bolile, suferința, moartea, uh, restabilirea uh, naturii atunci când sunt furtuni nu, pe mare, uh, liniștește furtuna, potolește valurile. Uh, de asemenea, hrănește oamenii uh, cu câțiva pești, câteva pâini deci acestea sunt cumva momente în care Hristos ne spune așa va arăta împărăția lui Dumnezeu expresia împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor este preponderent ca un refren în Evanghelia după Matei împletindu-se cu aceste minuni deci cumva inaugurarea împărăției iată Hristos ne arată așa va fi cu adevărat împărăția lui Dumnezeu în stadiul ei ultim când natura va fi restaurată, creația Eliberată de blestemul sub care este acum, când oamenii se vor bucura de prezența lui Dumnezeu într-un mod de plin și vor fi cu un trup nou. Deci, da, cred că răscumpărarea include nu doar sufletul uman, ci și trupul și chiar uh, restaurarea întregii creații așa cum o cunoaștem astăzi. Așadar, chiar dacă în momentul de față creația este sub blestemul Adamic, așteptăm cu speranță restaurarea întregii creații.